Salut tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer, doar că de data asta mă aflu din nou pe rpg.bunionțahood.ro. Nu știu cum s-a teleportat ăsta de acolo, te pup, dar mă rog, hai să facem și o poză cu băiatul, hai rapid. Bun, înainte de a începe episodul, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțel, pentru că ăla este adevăratul subscribe. Vă aștept și cu follow pe Instagram la bc.denis, nu ești pe video, dă-te, te rog, jos. La loc aici, ok, bun, hai să-mi pun și eu put helmetul să nu-mi iau AV. Bun. Să-mi dați follow pe Instagram la bc.denis și dacă vreți să vă apucați de acțiderul, puteți să băgați referral-ul Stringer sau 74958. Bun, încă un nou episod de SAM. Ce vreau să discut în acest episod? Ce nu-mi place la PD? Bă, băhud. Pentru că, nu știu, adică într-un fel episodul de trecut era un fel de clickbait, ăsta nu e clickbait, pentru că chiar discut ce nu-mi place la partea de departamente pe băhud. Pentru că îs câteva chestii destul de nașpa. Între timp să dau și eu un slash duty ca să fie video mai interesant, fac și un raport acolo în timp ce discut. Apropo, dacă mă întrebați de modpack, eu modpack, nu știu, l-am făcut anul trecut, în decembrie, ceva modpack, văd că e combinație dintre hood-ul de pe ăla de low PC, străzi care și așa le găsiți pe stringer.ro, vegetația la fel o găsiți pe stringer.ro, armele nu găsiți, hood-ul găsiți și nu-i nimic super wow sau super interesant. Bun, au fost făcute câteva modificări, unele erau și înainte. Bun, ce nu-mi place în primul rând, hai să dau și un slash wanted să vă mai, să vă mai frec așa puțin. Ceva fără ăsta, fără Green Murder. Și fiți atenți, ăsta are wanted 6 și apare normal, fără roșu. Hai că merg rapid la el, sper să ajung, hai că am luat și eu bine dacă e așa, dar mă rog, nu cred că îl mai ajung, dar în fine. Să-mi pune și asta, perfect, să dau un alt F10 și să fie totul tank. Bun, ce nu-mi place? În primul rând, știți că am comentat și pe live, da, și evadat, am comentat pe live, dacă mergi, de exemplu, cu mașina ta personală, nu știu, uite, merg acum pe contrasens, da? Merg așa, îmi face careva poză, dă PM la lider, poate să mă sancționeze cu AV. Sincer să vă zic, nu mi se pare super ok chestia asta. Nu știu dacă știți, dar pe Bugget, sau era cel puțin așa pe Bugget, pentru că n-am mai stat să mă informez cum era și cum a fost. Hai să văd și ăsta unde îi, merg rapid după el. Dacă merg pe contrasens, pac, ți se confiscă permisul, ca la un jucător normal. Și în realitate, uite, de exemplu, eu sunt polițist, da? Mă zice unul, ai mers pe contrasens, nu știu ce ai făcut pe acolo, putem vedea aici un idiot. Dar, mă rog, nu mai contează lucrul ăsta. Așa e când ești aici în PD. Sal. Să o iau pe măta în pulă, fut-o în gură de târfă. Asta e ca o mică paranteză. Așa. Nu-ți primești tu, de exemplu, sancțiune sau ceva de genul? Pac! Și ție ți se confiscă automat permisul. Sau merg cu viteză. Da, ți se confiscă permisul. Un număr limitat de zile. Nu știu, să fie și chestia asta băgată și ei. Să nu-ți mai ave pe... Ce? Că merg pe contrasens? Nu mi se pare ok. Hai să-l somem, so 69. Atacare polițist, nu mai somăm nimic. Merg și după el. Bun, și chestia asta se aplică și, de exemplu, merg cu un RG-ul fără cască. Pac, tu... Mă rog, m-a ajutat și ăsta, dar nu mai contează. Stai jos, bun, hai să merg rapid să dau un slash heal. Bun. Merg fără cască. Păi ia, vedeți, face unul SS, nu mi se pare ok. De exemplu, poate să te oprească unul din LSPD, LVPD, SFPD. Bă, și ții și tu o amendă, că n-ai mers cu cască, dar nu o să ții AV. Așa poate să te scoată mult mai ușor din facțiune. Asta ar fi un beneficiu pentru post-hunteri. Dar, mă rog, asta este. Bun, ce nu mai convine? Acum am văzut că s-a făcut o actualizare. Sunt ăsta, vrea să facă DM sau poza. Hai să facem rapid o poză. Între timp ce vă povestesc, s-a modificat o regulă, știți că înainte, dacă îl somai de 3 ori, nu-ți răspundea la somații, aveai dreptul după 10 secunde să-l omori, da? Această regulă a fost modificată și acum e 30 de secunde, chiar stați, așa. Bun, aici editam un clip, dar nu mai contează, chiar, uite, am intrat pe regulamente și am citit regulamentul să văd ce și cum nu-mi convine. Știam unele
părți, dar mă rog, uite, acum, de exemplu, decăutăm 30 secunde, regula asta a fost modificată în 30 de secunde. Acum, să fim serioși, mai nimeni nu o să o folosească, o să dea neconformare ordin. Nu, nu o să mai stăm atâta la discuție, dar, mă rog, filmezi? Nu, hai că nu filmezi dacă e așa. Bun, hai să merg eu între timp să mai fac niște suspect wanted, dar fi indicat ceva cu cop attack sau ce e mai simplu. Uite, ăsta are 100... Ah, e aici. Hai că merg după el. Ok, nici n-a intrat. Măcar să nu mă bubui, mersi, te pup, bro. Ah, fugea meu, sau? Sal. Nu știu, mă rog. Acum nu o să mai folosim această regulă, îi dăm neconformare și pac, am dat kill, din păcate. Era folositoare, stătea și el la gel mai puțin, acum asta este, nu știu, ar fi bine să se retreacă, da, e în casă, înapoi. Uite, de exemplu, merg acum, da, unde-i? So 202, acel plenul se află în raza ta. Da, e pe aici, aia, las că mă aleg eu alt suspect, nu mai stau atâta să aștept după el. Bun, hai înapoi în Infernus. Nu mai atâta. Poate unii, bă, că a băgat că trebuie să ai 3 ore în la 7. Nu, cu regula asta să zicem că sunt de acord, chit că nu sunt mai atât de activ. Dar ce ții că alea 3 ore? Adică din moment ce intri într-o facțiune, cred că 3 ore nu, chiar nu mi se pare absolut mult deloc. Ăsta are atacare polițist. Stai să văd să-l ard. Sau se arde el singur. Mamă, că n-am web switch-ul. Ok, dă și ăla după mine, dar nu-i bai, îl ard eu după. Stai să dau să-l ard acum. Aveți încredere că mai știu să trag. Na? S-a dus stringer polițistul, slash-ta. Da, bine că s-a băgat în fața mea. Te-ai băgat. Te-ai băgat în fața mea. Și dacă tot m-a atacat, să mă uit rapid pe dovadă, să văd. Bun, YouTube, videoclipuri sau filmări GeForce, hai să vedem. Nu, în CSGO, așa, să-i dau și lui un cop atac așa, lejereanu. Mie pornește clanul în țăr mai greu, dar și când pornește, i-am atacat. Vlad 824, perfect, se vede aici. Su, aici m-a omorât. Mă rog, eu îi dau pe atacare. Su, 824, atacare polițist. Oh, D, tir, 824, wanted, greșit. Ups, am greșit eu ăsta, tir, 824. Și nu mai avea absolut nimic altceva. Nu wanted, dar mă rog, upsi. Vlad, 824, Su, 768, atacare polițist, așa, acum mi-am dat wanted-ul corect, sorry, excuse-mă for this. Bun, și ce nu mai convine, ultima parte, da, regulamentului, am citit că membrii de rang 5+, nu, ăsta, cum îi zice, pot să meargă după wanted cu mașina, cu mașina lor personală. Nu știu ce să zic, nu mai, parcă nu mai era acest farmec. Tot mai bine ar fi, de exemplu, să merg cu mașina ta. Bun, cred că majoritatea de rang 5, nu știu că cum fac, n-am stat să-i întreb dacă merg cu a lor, numai cu a lor personală și așa mai departe. Dar, mă rog, hai să merg eu înapoi. După cine? După Vlad ăsta. Să eu și dau. Dar nu știu că nu știu dacă ajung la el, că ai mei mă bubuie într-una, dar nu mai contează. Hai să mă bubui și eu, că oricum dacă dăm un slash raport, aia, e, aia a fost și raportul. Mare parte, acă am zis ce mă deranjează, părții așa din regulament, în rest chiar este tot ok, sunt plăcut surprins. Raportul termin relativ destul de rapid, ceea ce pe mine mă încântă super mult, că nu trebuie să mă chinui foarte mult să fac raport. Iar ce încă o propunere tank ar fi, de exemplu, să existe comanda get gun cum e pe Bugged și să putem să ne luăm rifla. Poți să-ți iei mai multe arme. În principal rifla sau să fie băgată în slash duty rifla. Hai să dau un salute frumos. Că mai ies mai fac ăștia de mâncops sau în alte zone. Aici n-am văzut că nu prea se face în skatepark. Ar fi tank să... MS, KP,
să avem rifla, cine știe, poate te ajută mai dea mai pe la depărtare, mai una alta, deci asta rifla ar fi tank să fie, să dau așa, un filmez, nop, să dau un slash P și aia a fost. Bun, băi și fete, cam o mare parte mi-am zis neplăcerile. Sper că nu am fost un video prea lung, am făcut și puțin raport între timp, n-am făcut cine știe ce, am ratat gârlă, ăla s-o mai băga și în fața mea când am tras cu asta, dar mă rog. Bun băi și fete, eu am fost Singer, nu uitați, vă aștept cu un follow pe Instagram la bc.denis, eu am fost Singer, vă pup, re!